seara, dragi prieteni, iată-ne din nou în studioul PVTV Online Live, aici în București. De data aceasta avem o discuție foarte, să zic așa, în trendul momentului. Din păcate, trendul ăsta l-avem de vreo 10 ani. Braconajul care a ajuns la limite insuportabile, nu numai pentru noi ca pescari sportivi, ci și pentru orice alt om iubitor de natură care vrea să-și petreacă timpul liber în preajma apelor și care constată că acel loc este locul de joacă al infractorilor. În fine, o să dezbatem foarte pe larg astăzi ideea. Vom continua și săptămâna viitoare. Vă asigur că o să avem multe lucruri de spus. Îl am alături de mine pe Ștefan Matei, o figură aparte în peisajul ăsta al pescarilor indignați. El a reușit să coaguleze la început de unul singur. Eu țin minte că l-am întâlnit în, la expoziție. La expoziție. Era foarte, foarte înverșunat. El vrea să dea drumul la o mișcare antibraconaj. A și făcut lucrul ăsta. Se numește Mișcarea Națională Antibraconaj. Antibraconaj. O mișcare care a coagulat un grup de pescari, de iubitori de natură foarte porniți și foarte hotărâți să schimbe lucrurile. Ștefan, nu sunteți neapărat un ONG pentru că voi nu aveți o, ca să zic, valoarea unei organizații înscrise la tribunal. Voi sunteți pur și simplu un grup. Dar lucrul ăsta vreau să-l rețineți foarte bine. Nu este nevoie să vă pierdeți în toate birocrațiile legilor și tot ceea ce trebuie să faceți voi ca să vă înscrieți la un tribunal pentru a avea atitudine. Atitudinea, dacă există, e bine să o puneți pe masă, ca și nălucile la noi aici, la spinning-ul merge mai departe, ca oamenii să vadă, să ia aminte și să ia atitudine. Ștefan, hai spune câteva cuvinte despre... Am să spun, înainte de a începe, vreau să mulțumesc confraților pescari, căldurosului colectiv PVTV și domnului Mălin Mușartescu pentru invitația sa. Vreau să spun că v-am citit lucrarea Odiseea Pescarului Digital, o foarte interesantă lucrare, poate singura, n-am dubiu, lucrare despre universul halieutic, evoluția acestuia de la origini până în timpurile high-tech-ului modern. Și chiar încă o dată spun că apreciez și... Eu îți mulțumesc foarte mult. Dacă ai avut răbdare să citești cartea, sigur, e foarte bine deja. Aproximativ 300 de pagini, mai mult sau mai puțin. Este voluminoasă. Exact. Dar hai să revenim totuși la ideea de bază, de fapt, a cărții, aceea de a proteja apele și peștii, pentru ca pasiunea noastră să meargă mai departe. Tu ai reușit să ieși din acea apatie care... Hai să zicem că ne-a cuprins pe toți. Mergem pe malul unei ape, vedem niște braconieri, ne dăm seama că nu avem cum să intervenim ca simpli cetățeni, pentru că lucrurile se pot complica. La un moment dat, dacă încerci să intervii, sunt destul de agresiv. Hai să vedem cum ai coagulat tu mișcarea asta și ce ai făcut, activități în, și în câteva rezultate. Cuvinte o să încerc să schițez cum am început. În sfârșitul lunii martie 2013, eu și câțiva prieteni pescari ajuns la saturație de braconajul care depășise orice limită. În zonele în care noi pescuiam constant, noi pescuim pe mult zona Ionești, Găiești, Argeșului, foste balastiere în care se crease o microdelta, aș putea să zic. Și ajunsesem să nu mai putem să pescuim efectiv datorită plaselor care ne erau băgate în față în timpul zilei, chiar de către diversi retrograzi, care puteau deveni chiar și agresivi dacă le-am fi spus să ne lase să pescuim, ajunsesem să ne îndepărteze chiar. Ăsta e un aspect pe care cunosc absolut toți pescarii. Mi s-a întâmplat fiecăruia dintre noi așa ceva.
au tupeu, au spate, e foarte important de reținut, au spate, pentru că nu numai că sunt acceptați de către autoritățile locale să intre. Sigur. Sub alibiu argumentul că sunt săraci, n-au ce să mănânce, pun și un pește pe masă. Lucrurile să nu stau așa, pentru că toți acești infractori, de fapt, sunt începutul unui lanț din care peștele ajunge pe piață fraudulos și asta înseamnă evaziune fiscală și încălcarea foarte multor legi legate de alimente de destinate chiar și în detrimentul producătorilor, că cunosc patroni de pescuit, de bălți, în detrimentul producătorilor de pește, zice, mă concurează braconierii. Deci, ajungând la saturație, am început acțiuni organizate, ne-am dus mai multe mașini, mai mulți prieteni pe bălți. Aveam stați în ziua de azi un walkie-talkie care bate 3 km în câmp liber, nu e nicio problemă, camere de filmat. Am început să le scoatem plasele, nu se așteptam, au fost niște acțiuni de succes, să zic așa, de răsunet chiar în zonele respective, satele respective, pentru că efectiv am strâns saci, kilometri de plasă. Dar nu se pare cam riscant? Legea nu te apără în condițiile astea, pentru că tu nu ești un corp de control. Tu ai făcut-o așa, eu știu, ai fost un rainbow, care s-a băgat să se lupte cu băieții răi. Vreau să-mi arăți, ai aici, ai adus în studio o sculă cu care voi colectați plasele de pe fundul apei, nu? Da. Asta este o chestie, o sculă mai interesantă. Să zic așa, este una din sculele care le folosim noi la găsit plase, dincolo de sonar, dar cu sonar găsești plasele când sunt pești sub apă și vezi peștii din plasă nemișcați. Da. Este o ancoră, se leagă de o sfoară, se poate trage după barcă și prelungirea aceasta cu plumb permite ancorei să atingă fondul fără să se agăța ușor. Am înțeles. De substrat, tu, practic, prinde plasele. Tu cu asta agăți toate plasele, le înșiri frumos, le scoți. Sigur, da. Nu ai avut, aventuri cu băieții care aveau plasele astea? Ce să vă spun acum, marea mea grijă este, într-adevăr, nu pot să mă erigez în justițiar. Eu sunt jurist de instrucție. Da. Nu pot să mă erigez în justițiar. Nu-mi permit ca unul din grupul nostru să pată ceva. Noi tot ce facem este cu respectarea legii și ne folosim foarte mult de dreptul și, mai bine zis, obligația cetățeanului de a seziza autoritățile, poliția, la 112, în momentul în care constată că o infracțiune se produce. Braconajul, știm bine, este o infracțiune. Ea se produce. Poliția trebuie chemată și atunci când vezi doar o plasă în apă, chiar dacă nu este braconierul lângă ea, pentru că acea plasă fură în acel moment. Furtul se produce, furtul bunului public natural. Peștele este bun public natural. Furtul se produce exact în acel moment. Nu trebuie să fie braconierul. Am eu chiar rog regia să dea drumul la niște imagini pe care voi le-ați pus pe YouTube. Este vorba... Un colaj. Este un colaj, bineînțeles. Spunem, aici văd niște pești cu care voi... Nu, acela este un lin reproducător. Am făcut ca să fie pentru pescari interesant în unul din filmulețele noastre, pentru a nu fi anost. Am prezentat și câteva din acțiunile noastre unde nu doar scoatem plase, ci și ne preocupăm de populare. Deci și asta este, plasele o să le vedem mai târziu, acum vedem partea aici cu repopulare. Aici sunt icrele negre, cerebrul stulion, poriodon, spatula, singurul stulion de apă dulce. Deci voi vă ocupați și cu chestia asta, ați încercat să mișcați ceva? Da, sigur, este stațiunea piscicolă Nucet, organizăm tombole. Aha. Cu sculele noastre, ne susținut de nimeni. Și banii strânși la tombolă, după premiem cu scule. Ne ducem, cumpărăm puie de pește și facem populări în legalitate. Cu avize, cu... Bun, deci ăștia care suntem acum online, putem să auzim lucrul ăsta. Un om s-a gândit să facă ceva. Iată că se poate. Așa puțin, așa la nivelul câtorva băieți care se adună să miște lucrurile. Iată, Ștefan Matei a făcut un grup care se numește Mișcarea Națională Antibraconaj, dar ei nu strâng numai plase și să bat cu braconierii în loc cu jandarmilor care sunt ocupați cu alte zone ale țării să facă ei
prin sate ordine. Și nu numai asta, ci vă ocupați să aduceți peștele înapoi, peștele furat de acești infractori. Nu este... numai acest lucru facem, ci am introdus specii de pești, să zic așa, mai nobili, noi în apele noastre. De exemplu, am introdus șalăul. Da. Model l-am luat după faptele domnului Ghimijniu Florin, cred că este profesor de sport, știu că tocmai și-a dat doctoratul, dintr-o asociație de pescuit numită PEFA, de la Pitești, care acum aproximativ 10 ani de zile a populat cu alevin de șalău barajele din jurul Piteștiului. Da. Până atunci nu era șalău pe Argeș, exista în lacul, lacul Mihăileș, barajul Mihăileș șalău, dar exista mult mai jos, nu urca de digurile altor baraje și iar lacul Mihăilești, braconat, cum e expoliat, are o bază trofică excelentă. Până acolo colectează pește scăpat și în alte crescători. Aici avem noi chiar stația piscicolă Nucet. Sunt imagini. E din stațiunea piscicolă Nucet, stațiune de tradiție. Da, da. Practic astea sunt imagini filmate de voi, nu? Da, da, am făcut un colaj ca să fie interesant pentru pescar, să vadă cum e reproducerea pe tot ce înseamnă o stațiune piscicolă. Deci vreau să fim bineînțeleși. Rolul acestei emisiuni nu este neapărat de a demonstra că un singur om se poate lupta cu un sistem, ci că fiecare dintre noi, dacă vrea cu adevărat să facă ceva, se poate organiza fără a fi neapărat înscris la tribunal, dar respectând legea, să se formează aceste mici grupuri, să le zic, de opinie, nu de atitudine, care încep să miște ceva. Bănuiesc că le-ați făcut destule zile și nopți grele braconierilor. Aseară am vorbit cu tine la telefon, erai undeva pe o apă, într-o barcă pneumatică. Pe Argeș, la 40 de kilometri de domiciliu personal, ne-au scăpat, au întârziat puțin și polițiștii. Am ajuns când sunt gânat din Onoflea, nu eram pregătit, n-aveam nici proiector, i-am pierdut în noapte. Eu știi ce aș vrea? Hai să discutăm un pic despre feedback-ul pe care l-aveți de la autorități. Cum conlucrați cu autoritățile, numește-le, ce fel de ce organe sunt astea? Deci până acum nu am conlucrat cu nicio autoritate. Păi ziceai că au venit niște polițiști, nu? Sau ce jandari? Polițiști. Să spun așa, este conlucrarea aceasta. Reacțiile sunt diverse, de la individ la individ, la polițist la polițist. Spune-mi, este o relație directă, să zic, îi cunoști tu pe polițist sau pur și simplu ai sunat și conform legii au venit? Nu îi cunosc, dar a existat situații la început când dezlușeam în telefon un tom posomărât, am ajuns să fim sau antipatici sau respectați mai mult sau mai puțin. Da. Întrucât unii din ei parcă se mișcă mai repede ca altă dată, nu ne mai întreabă și nu li se mai pare banal sau cel puțin mimează că nu mai este banal ceea ce facem. Există într-adevăr riscul de a suna la 112, nu? Între timp, poliția care vine anunță sau nu anunță infractorii, vedeți că venim. Aici vorbesc despre poliția locală, că întotdeauna se ajunge la poliția locală. Polițiștii din zonă îi cunosc cu siguranță pe cei care sunt pe apă. Și atunci îi anunță, vedeți că venim. Au fost multe cazurile în care amenda au luat-o pescarii care au sunat la 112. Este absolut de neacceptat așa ceva. Și eu sunt convins că dacă organele abilitate ar dori să facă puțină lumină în cazurile astea, ar putea să le facă chiar niște flagrante evidente acestor polițiști care vin la pont, dau telefon, pleacă infractorul de pe apă. Deci, eu sunt convins că chiar și o probă filmată în instanță ar putea să schimbe un pic lucrurile. Nu crezi? Da, chiar dacă în dosarele lucrezi penale... Lucrezi în zona juridică. Da, sunt avocat. Da, bun. Hai să le spunem oamenilor ce drepturi au, ce pot face în cazul ăsta. Deci vreau să spun așa, chiar dacă probele, înregistrările, prelorile pe un suport magnetic nu constituie probă în instanță decât dacă ele au fost îngăduite anume de către procuror, de către judecător, ele pot ajuta la formarea unei păreri intime a judecătorului, pentru că dacă eu îl firmez... Uite, avem deja aici, nu? Scuză-mă, aici, da, acolo erau saci cu alevin de șaloi. Deci, unde e asta? Baraj Pierșinari, zici și Văcărești, pe râul Dâmbovița, la 13 km de municipiul Târgoviște, reședința de județ la Dâmbovița. Așa, hai să continuăm ideea. Deci,
am certitudinea că un judecător, chiar dacă nu se va putea pronunța pe o, ca probă pe o filmare zicând care a fost neautorizată, da, pentru a fi probă, zicând în virtutea am văzut așa, pot să-i spun într-o hârtie pe o acțiune, în canalul YouTube veți vedea pe numitul cum ridică să dea cu vâzla, cum scoate plasele, poate conduce la o reformare cu punere intime a judecătorului, da, chiar dacă nu va motiva pe baza ei. Deci nu e inutil. O să avem și un video în care o să se vadă un flagrant. Da, oamenii e una o să din primele noastre acțiuni. Da, da. Bun, hai să vedem. Tu ai venit aici cu o serie de idei. Eu n-aș vrea să te scot din ceea ce erai tu pregătit să spui în seara asta. Hai să o luăm așa, pe rând. Avem o oră, o oră și un pic. Poate că altă dată, când vei mai avea timp, vreau să-ți mulțumesc. Ai venit din Târgu... Târgoviște, 80 de kilometri. 80 de kilometri, pe banii tăi, timpul tău, nu? Îmi pentru a fi plăcere. Aici, pentru mine e o pentru stare a fi de aici spirit. Și a împărtăși fraților de suferință ceea ce încerci tu să faci. Hai să vedem. Deci tu ai venit aici cu niște idei legate de legi, feedback-urile față de autorități. Cum vezi tu acum situația? Cine ar trebui să se implice? Ce ne lipsește nouă pescarilor, că nu am reușit să-i forțăm pe cei care sunt plătiți să păzească apele să o facă? Vreau să spun că legi există. Mai reușite, mai puțin reușite, ele chiar există. Bun. Cum le aplicăm? Cum îi forțăm să le aplice? Dar vreau să spun așa, în situația în care ne aflăm, în România, în care pescuitul este privit de către autorități ca o banalitate, probleme da, sociale este... fiind mult mai mari. Da, evident. Asta așa? Este deja o distracție. Singura noastră șansă nu poate să vină decât la noi, la pescari. Asta am zis și eu. Vreau dar să spun, eu am început cu mesaje de genul să ne unim, să ne strângem opinii personale, cum consider că ce am putea face. Cu aceste mesaje, când am intrat în Facebook, eu n-aveam Facebook până în martie 2013, am strâns într-un grup care se numește Proiectul Mișcarea Națională Antibraconaj, peste 2700 de persoane într-o săptămână. Deci oamenii chiar... Și m-am trezit, am vreo 800 și ceva de prieteni bun, pescari care... Cât sunteți acum? Prieteni virtuali, să zic, că nu vă întâlniți toți. Virtuali. Care au aderat la mișcarea asta, la ideea asta? În grupul respectiv, chiar dacă Facebook-ul presupune ceva insipid, e ușor să te angajezi verbal, dar fără să acționezi. Da, da. În acel grup, nu știu, sunt aproape 2900. Mai e un grup răpitor MNAB, de vorbim de peste răpitor, dar și despre braconaj, da, 900, dar este făcut foarte recent, de ordinul săptămânilor. Te gândești la o acțiune mai de amploare cu oamenii ăștia mulți, care să zicem jumate de ei măcar să vină. Mă gândesc la o acțiune mai de amploare, da, dar cred că singura șansă este să fim ajutați de cei reprezentativi. Adică? Cei reprezentativi în pescuit sunt, eu nu sunt omul care periesc, un Mălin Mușatescu care e cunoscut de toți pescarii. Sunteți unul dintre intelectualii... Încercăm să facem niște emisiuni cu care să trezim... Sunteți unul dintre intelectualii mișcării pescărești. Pescarii de top de competiție, cluburile de crab, oamenii din lumea pescuitului. Vreau să spun așa, după părerea mea, se profilează, există niște discuții contradictorii asupra Federației Române de Pescuit. Da. Înființată de Popescu Ștefan, de la Alba Iulia. El, am văzut niște proiecte foarte reușite, a făcut o pistă de concurs, el face un lac, o bază de pescuit nemaipomenit. Să știi. Nu militez pentru el, nu-s fanul nimălui până la proba contrarie. Da. Dar consider că cluburile de pescuit ar trebui să se unească împreună. O formă, un consiliu, sub o federație, o bază legală există, poți face oricând. O să faci un statut. Da. Îl copiezi și de pe internet. Să se unească într-un consiliu unde fiecare să spune păsul, să fie un vot transparent. Bun, chiar și electronic. Eu pot să devalez un pic câteva detalii. Ștefan Popescu, în discursul lui, spune la un moment dat că Federația are și puterea să intre în zona asta a protecției mediului, antibraconaj și relația cu autoritățile care sunt, repet, obligate să intervină. Acum, eu știi ce aș vrea? Termină-ți ideea și după aia spun și eu aș vrea ce să spun așa, vă dau un exemplu. Credeți sau nu, o federație a pescarilor, poate în timp ar putea să se facă o
formă de carterare în ghilimere și altă mișcări a iubitorilor de natură. De ce nu? Alăturată. Sub un anume cartel. Vă dau exemplu. Da, a existat un cartel muncitoresc. La un moment dat era condus de un actual deputat în un poreclim manivelă. Da. Ajunsese să pună presiune chiar pe regim legislatură. I s-a oferit un post de ministru, s-a terminat cu drepturile muncitorilor. Dar vreau să spun, cu o federație poate coaliza sub ea atâtea cluburi încât să ajungă să propună proiecte de lege, să modifice legea. Este drept. Deci lucrul ăsta vreau să-l discutăm mai spre finalul emisiunii. Poate că o să reușim să avem un telefon cu domnul Ștefan Popescu, care o să ne spună câteva cuvinte, ori să-l rog să ne spună numai câteva cuvinte, că nu mai avem mult timp. Dar eu vreau să merg un pic în continuare pe ideea asta a autoorganizării și a atitudinii, a spiritului civic până la urmă, a oamenilor normali față de infractori. Pentru că dacă ajungem ca infractorii pe care... Deci noi nu discutăm acum toleranța altceva decât pescuit. Da? Ce vedem noi? Lor crește pe toleranța noastră. Deci când ei vor fi majoritari, iar noi minoritari, ceea ce nu e departe, lucrurile vor fi foarte grave. Deci eu încerc să deschid această discuție acum cât nu este prea târziu. Și oameni ca tine care au încercat să facă ceva sunt chiar de mare ajutor și eu zic că sunt un început pentru ceea ce va urma în anii hotărători pe care avem în fața noastră. Pentru că altfel nu se mai poate face nimic, după părerea mea, în pescuit, pentru că pescuit fără apă și fără pește lipsește sens. Scuză-mă un pic. Vreau să intrăm în legătură telefonică cu domnul Gheorghe Șemlecan. Îl știu de pe internet, e un ardelean, ardelean pur sânge. Așa. Similar mie. Și este exemplu de atitudine individuală. El nu are un grup. El se bate singur acolo unde poate să facă lucrul ăsta. Da, respect. Alo, Gigi, mă auzi? Alo? Alo. Nu se înțelege nimic. Mă auzi acum? Mă înțelegi? Alo? Alo? Nu? Mă auzi acum? Alo? Da, te aud. Eu te aud. Semnalul s-ar putea să ne facă feste. Gigi, spune, mă auzi? Putem să vorbim acum? Alo? Te aud foarte rău. Foarte rău. Alo? Foarte rău. Am înțeles. Hai să încercăm totuși. Eu te aud destul de bine aici în transmisie. Gigi, spune-mi cum te lupți tu așa cum poți la nivelul tău ca un simplu om cu braconajul și care crezi tu că sunt rezultatele? Ai reușit să miști ceva? Nu vă aud. Nu vă aud și nu vă înțeleg aproape deloc. Am înțeles. Încercăm să restabilim legătura cu Gheorghe Șemlecan. Este un om care a avut parte de experiențe destul de triste în zona asta a atitudinii civice vis-a-vis de braconieri. O să rog regia, poate restabilește legătura și poate ne lămurim de ce nu ne aude domnul Șemlecan. În continuare, aș dori să vă spun că domnul Șemlecan este, dacă vreți, exponentul unei povești mai triste, faptul că un grup de pescari în care probabil că făcea și dânsul parte sau erau niște prieteni doar acolo. Cert este, din ceea ce mi-amintesc eu, lucrurile s-au întâmplat cam cu un an în urmă sau doi. Deci oamenii respectivi au chemat poliția, poliția s-a deplasat, dar cu 5 minute înainte să vină poliția, ca prin minune, infractorii au dispărut de pe apă. Gigi, mă auzi? Alo? 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 Mă auzi acum? Vă aud, fac și foarte, foarte rău. Am înțeles. Putem să ne înțelegem măcar așa. Eu te aud bine aici, deci tu te auzi foarte bine. Tu mă auzi foarte slab. Să știu. Nu știu, un fel de microfonie sau de un eco, nu pot să înțeleg nimic din ce se spune. Am înțeles. Hai că poate mai încercăm mai târziu să o rezolvăm. Ok. Bun, deci el a avut o poveste tristă, aceea a poliției care vine,
care constată destul de, cum să spun așa, superficial. Nu e niciun braconier papă, domnilor. Banalizează fenomenul. Aveți de plătit o amendă pentru alertare falsă autorităților. Nu și-au bătut prea mult capul, da? Și lucrurile erau clare acolo că au fost anunțați, pentru că ei s-au cărat efectiv. Spune-mi, tu, ție ți s-a întâmplat așa ceva? Pentru că mie aici în comentariile de pe chat foarte mult îmi spun treaba asta. Ce se întâmplă? Ori sună și nu trimit pe nimeni, ori vin și spun unde sunt domne braconieri. Ce se întâmplă? Eu am scris un articol numit 112. Este un studiu făcut pentru a fi înțeles de către orice profan, fără un limbaj pretențios. Vă dau și dumneavoastră un exemplar. El e publicat pe internet. Pentru mine, ca jurist, nu e un secret. E destul de banal. În care spun ce se poate și ce nu se poate cu 112. Am simțit atitudini de genul plictiselii sau un polițist care a încercat să mă intimideze, poate. Dar n-am ajuns chiar în acea situație pentru că n-a apucat. Am norocul să am carte de partea mea, știință, și sunt foarte, să spun așa, ca să nu zic că pot, sunt ambițios. Dar n-am dubii că dacă aș fi fost un caracter mai slab și neinstruit, nu s-ar fi încercat și asupra mea vreo sancționare. Chiar aseară ne-au scăpat braconierii, am ajuns târziu și... Dacă braconierii încearcă să aibă o reacție împotriva voastră, violentă, da, sistemul care mergem noi de principiu, dar au fost situații când le-am și barat calea și un filmuleț l-am pus exemplificativ. Da, o să vedem. MNAB România nouă pe YouTube. Da, da. Nu-mi doresc aceste situații, de obicei apărăm, ne facem că pescuim, ne și sunăm discret, nici măcar să ne facă glumi la telefon. Ieșim la suprafață când vine poliția. Dar au fost situații când de frică să nu-l scăpăm, cum este acesta, i-am tăiat calea măcar să-i luăm plasele să-l filmez. Da. N-am avut ocazia să recurgem, să ajungem să ne apărăm. Doamne ferește, e posibil, de acest lucru mi-e... Nu poți să eterizezi justițiabil. Nu. Acel individ de acolo, dacă nu era mai mulți, e genul care îți dă cu lopata în cap. E cunoscut în zonă. Cu vâzla. Am făcut sportul băieții. Am înțeles, dar asta nu e o soluție, pentru că în cazul soluție, în care... Nu poți să-ți faci dreptate singur. Îl violentați cu siguranță între că... Între normal și tragedie Omicron. Poliția va interveni în favoarea braconierului și sigur, să fii convins că tu vei avea dosar și iar el nu. Pentru vătămare. Nu-l poți bate, nu-l poți reține, întotdeauna dar poți să iei plasele. Da, asta, dar din păcate și aici e un subiect, plase din astea monofilamente se găsesc peste tot, pe internet găsești peste tot. Da, noi ne-am gândit. Costă ieftin. Noi ne-am gândit să facem un filmuleț. Te costă pe tine mai mult benzina să te duci ca să intri pe apă să le culegi plasele decât să și le cumperi. Nu facem decât să îi îmbogățim pe cei care le aduc. Exact, exact. Legea există, e prost aplicată, tocmai de aceea trebuie și o federație, pentru că și un organism de control, ANPA-ul, cred că are în jur de 57, parcă la televizor vorbea un președinte de ANPA, de angajați, nu fac față. Da. Inspectorul ANPA care în față mi-a făcut mie avizele pentru populare ca să fie o populare în legalitate. A spus că ele peste 7 județe, ceva de gen. Sunt depășiți, nici nu le simțim prezența. Efectiv, deci nu... Am înțeles. Dar am vrut să facem o acțiune și în Dragonul Roșu. Acolo e punctul... Și? Cum a ieșit? N-am făcut acțiunea, de ce? Acțiune? Ce înseamnă acțiune? Te-ai dus tu cu trei prieteni? O acțiune însemna să mă duc cu mai mulți prieteni. Păi nu ți era frică că vin chinezii cu mascații și cu triadele să vă... Păi se zice că în Dragonul Roșu sunt anunțați de la poartă, de paznic, când vine poliția în complex. Când vine fiscul, ei știu cu două zile înainte. Când vine poliția în complex. Nu. Am vrut să ne ducem cu niște prieteni, cu niște aparate de filmat. În ziua de azi faci montaj cu acest aparate filmat în jur de, să zic așa, 150 de lei noi. În brichetă, în pachetul de țigări există, la ceas, în fix. Să facem un montaj, să cumpărăm plasă. Cum zgâriem mașinile, cum facem nebunii, destule. Puneam de noi, luam echipamentul și filam locul din timp. Cumpărăm niște plase și chemam autoritățile. Acolo vânzătorul este instruit, dresat, să zică să nu spui că șeful nu știe că vând și te duce la o mașină în spate. Dar au niște mașini în spate dupe care au tone.
Tone. E un băiat chiar de a făcut, nu vreau să-i spun numele, îl trimisesem și a și văzut, știi, vin foarte mulți în Dragonul Roșu. Deci este o mafie, trebuie spus, cuvântul e mafie, clar. Da, vreau să spun așa, să rețină pescarii, nu mai cumpărați parașute, nu mai folosiți instrumente monofilament chiar... pentru că e sancționată și simpla deținere. Chiar e amendă. Deci de la parașuta 60 e trecută la 100 de milioane, sigur. Ei, vreau să zic, că nu departe de aici, pe cheiul Dâmboviței, lângă Unirii, m-a sunat Eugen German, care tocmai fusese în studio, să-mi spună, uite, veniți aici și filmați că sunt nenumărați cu parașute. Sunt în mijlocul Bucureștiului, dacă nu sunt polițiști aici, atunci nu mai sunt nicăieri. Deci vă, articolul 64 din ordonanța de urgență 23 din 2008 a pescuitului și a vacurturii, printre altele, fac un citat cu o selecție. Următoarele fapte constituie infracțiuni, se sancționează cu amendă de la 6.000, 60 de milioane vechi, la 10.000 și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani. Aici vreau să spun că e producerea, importul, comercializarea, utilizarea și simpla deținerea instrumentelor de plasă timp monofilament. E amenda de la 60 de milioane vechi, minim. Eu zic că ar putea să tai amenzi pe cheiul Dâmboviței. Dar nu vor, nu vor, că asta e întrebarea oamenilor. Deci eu vreau să spun așa, dacă noi doi mergem acum la universitate și strigăm cine știe ce, jos cu tare sau în fine, facem pe nemulțumiții, eu îți dau un scris că în 5 minute au venit 10 jandarmi la tine, te-au legitimat, vrei nu vrei, te-au legitimat, te bagă în dubă, îți dau amendă și ești cu ciocul mic din momentul ăla, pentru că amenzile încep de pe la vreo 500 de lei. E, aici, în buricul Bucureștiului, lângă Unirea Shopping Center, da, sunt băieții cu parașute, polițiștii care dirigează circulația și nimeni nu le zice nimic. E, câți ani de zile trebuie să întâmple asta ca cineva să zică, domne, nu se mai poate. Nu se mai poate așa. Domnule, acest lucru se... Deci eu personal pot să reușesc să obțin sancționarea unuia, dar asta pentru că sunt jurist, pentru că știu carte. Baza legală există, e atât de clară, nu există interpretări, sancțiunea e clară. Bun, vreau să spun asta, dar mai spun. Da, da, spune, spune, ce spune. Se mai sancționează, printre altele. Uite, asta e o idee, tu poți să le acorzi printre altele. Consiliere juridică. Producerea, importul și comercializarea, deținerea sau folosirea doar la pescuit de către persoane neautorizate și fiți atent aici. Nu e vorba nici măcar de monofilament. Anăvoadelor, voloacelor, prostovalelor, vârșelor, precum și altor tipuri de unete pentru pescuit comercial. Deci, chiar și simpla deținere a unei plase și folosirea ei, fără a fi autorizat infracțiune. Și merge de la amenda minimă Ștefan, de la 60 de milioane vechi până la închisoare 1 la 3 ani. Ștefan, eu o să vreau să oprim un pic aici emisiunea, prima parte a emisiunii, o să rog regia să ne mai dea un promo, însă până atunci vreau să vă spun că am observat niște mesaje de la Ministerul de Interne chiar zilele astea, prin care ei spuneau că au intensificat controlele, de pildă în Delta Dunării, zona Tulcea, au confiscat patru mașini au confiscat, nu știu câte sute de kilograme de pește. Nimic. Este absolut nimic. E un micron. E 0,001 din ceea ce se întâmplă de pildă în Tulcea. Eu aș întreba, deci poliția Constanța și poliția Ialomița, de ce la podul de la Giurgeni, de dimineață până seara, o să vezi niște băieți cu sturioni în mână, nu-i întreabă absolut nimeni, în schimb sunt 3-4 echipaje de poliție care patrulează pe acolo și nu-i întreabă nimeni de sănătate. Eu am întrebat odată un polițist, de ce, chiar acolo în Giurgeni, de ce nu ia măsuri și știți ce mi-a spus? Nu am mandat de percheziție, nu pot să le deschid portbagajul mașinii de unde puțea peștele, să simțea că avea 100 de kg de pește și nici nu pot să intru în curți, pentru că acolo în curți, oameni buni, sunt pescării, chierhanale întregi în spatele caselor, unde au lăzi frigorifice cu sturioni, cu morun, cu știucă, au tot ce vreți voi. Pot să o facă, el deci, poate să o asemenea măsură. Numai acolo, dacă ar intra mascații și nu până alte părți din Moldova, dacă ar intra acolo mascații în curțile oamenilor, s-ar face într-adevăr puțină ordine într-o mică parte de țară. Deci rog regia să bage un promo și vedem după aia ce mai se întâmplă.
Oare ce energie ocultă alimentează dorința pescarului de a bate sute de kilometri pe șosele pentru a ajunge în delta și al zeci de kilometri pe canale și ghiuluri pentru a găsi ștuca? Este vorba doar despre dependența de adrenalină, ori despre o stare maniacală ce nu-ți dă pace până nu plimbi prin apă nălucile în care crezi costatonice de-a dreptul religioasă? Sau este doar acea nevoie de evadare din cotidian prin labirintul de plauri și nuferi până acolo unde spațiul capătă o nouă dimensiune între oglinda apei și nori, între nuferi și aripile lebedelor? Am plecat în căutarea răspunsului împreună cu Andrei Zabet și Adrian Dumitru, alias Paco, taicu pentru prieteni, chiar în inima deltei, acolo unde ștucile păzesc cu strășnicie secretele bălții. La un slider negru. Oho! Da. Să iau foarte atent. O culoare foarte bună pentru zilele astea în care ștucile nu prea mișcă. Ștucă. Pișon. Tot la plastic. Da, frumos. Grijă mare la ancore, că știu. Am patentul, nu e problema, am cu ce să le scot din mâini. Uite ce frumoase. Au început să mai mănânce un pic. Parcă s-au trezit într-o letargie din asta de toamnă. Eu am recurs la stratagema rotativei, dar văd că până acum n-am niciun fel de... Da. Semnal de la fete, da? Că ar fi ceva de capul cu acestei rotative. Un metz Adria. Nu, un metz Comet, dacă stau și mă gândesc bine. Dar ar trebui să ia mințile oricărei ștuci normale. Deci au fost trei ștuci mari scăpate pe oscilantă, două aduse la barcă, nu? Tot pe oscilante, după care n-au mai mâncat pe metal, au venit pe un swim bait soft, articulat, care imită o regină, nu? Un bibansoare, parcă. Da. Chiar la intrarea în Tulcea puteți găsi showroom-ul Nautic Life, locul unde pescarul își poate completa trusa de pescuit
pe ultima sută de metri înaintea partidei de pescuit. Delta Dunării a fost întotdeauna un Eldorado pentru pescarii sportivi, capabil să bată cale lungă pentru a fi câteva zile la pescuit pe apele acestei rezervații. Tot aici, posesorul de barcă are la îndemână componente destinate ambarcațiunilor, rezervoare, caiace, bărci, gonflabile, îmbrăcăminte specializată, tot ce este necesar pentru a-și asigura un sejur perfect în delta. În plus, showroom-ul este locul unde aveți șansa să vă întâlniți cu o barcă de excepție, visul oricărui pescar. Pescuitul înseamnă, pe lângă pești, și apă. Pescarul este practic dependent de acest mediu, iar apropierea față de pești e mult mai ușoară atunci când ai o barcă. Booster este, în linii mari, o barcă ce vă oferă un post de pilotaj foarte comod. El se poate și închide pentru vreme mai rea. Trei persoane în cap aici. Mai avem o parte frontală unde alți trei pescari pot pescui fără niciun fel de problemă. Deci, Booster este barca ce se pretează din toate punctele de vedere marșului pe Dunăre, pescuitului în gheoluri și care un consum redus de carburant, pentru că avem numai un 40 de cai putere pentru 5 persoane, puteți să fiți oriunde în delta Dunării în cel mai scurt timp. Deși nu suntem perfect echilibrați în ea, este o barcă incredibilă, super capabilă. Trăng glisaj foarte repede și chiar e o plăcere să vedeți. Este o barcă excelentă. Cum am spus și mai devreme, practic, cockpitul de pilotaj îți oferă atât posibilitatea, fiind plazat în spate, să ai o vizibilitate bună, cât și îți oferă spațiu de pescuit, de depozitare. A doua zi ne-am pierdut cu bărcile prin ceața canalelor, marșul pe Dunăre fiind un amestec de adrenalină și încântare, Booster dovedindu-se o embarcațiune rapidă, robustă, stabilă și sigură în pofida condițiilor dificile de navigație. Iată-ne în delta Dunării, pe o vreme de toamnă cursânge, în căutarea ștucii. Suntem împreună cu Petre German și Eugen German, care au venit aici cu un scop anume, pentru a vă arăta echipament specializat pentru ștucă. Forma și dimensiunile acestei năluci au fost foarte bine studiate, produsul final fiind unul foarte bine echilibrat, cu o evoluție bună în apă, atât pe viteze mari de recuperare, cât și la viteze foarte mici. Dacă la multe modele paleta caudală este ori supradimensionată în raport cu corpul, ori subdimensionată în raport cu acesta, la acest model ea este perfect echilibrată cu dimensiunile corpului.
culoare frumoasă, semn că știucile se simt. Suntem înapoi în discuția noastră încinsă despre braconaj, împreună cu Ștefan Matei. Eu aș vrea să revenim totuși în legătură cu Gigi Șemlecan, cu Gheorghe Șemlecan din Arad, pentru că el are niște experiențe interesante. Hai să vedem, poate de data asta, poate dăm și monitoarele mai la zero. Mai încercăm o dată. Tehnologia ne joacă fest. Hai să vedem. Până când intrăm în legătură cu domnul Șemlecan, avem acum ceva? Regia. Nu? Bun. Spuneai că ai intrat peste cei din Niro sau de unde, erau? Din piețe. Din piețe. Da, deci printre alte acțiuni ale noastre vreau să spun că am descins, de exemplu, în piața principală a orașului Târgoviște. Am trimis... Stai o secundă numai. E domnul Șemlecan pe linie? Alo? Da, vă aud, însă foarte rău. Da. Haide, eu nu mai intervin. Spune-mi, te rog, care e experiența ta? Da, am înțeles că tema acestei emisiuni este braconajul și chiar am avut o experiență relativ recentă, din anul 2012, când am alertat autoritățile împreună cu niște prieteni cu privire la niște braconieri care încercau să braconeze la mică distanță de locul unde pescuiam noi. Autoritățile au venit într-un târziu, cam după o oră și ceva de la anunțarea faptei, timp în care braconierii au dispărut ca prin minune. Trei dintre noi care au rămas la fața locului au fost luați la întrebări de către domnul inspector Nicoroiu și făcuți mincinoși și acesta a afirmat că i-a alertat inutil, făcându-i să se deplaseze la fața locului. După două zile, unul dintre cei trei pescari care a anunțat fapta a primit prin poștă o amendă din partea jandarmeriei prin care trebuia să plătească suma de 290 ron. În baza legii 61/91, articolul 4, litera A. Deci, ce să mai zicem, dacă noi pescarii care anunțăm astfel de fapte suntem încadrați la astfel de articole de lege, deci am fost 5 persoane care am văzut fapta respectivă, ce putem să facem în continuare? Trebuie să ne luptăm, aia trebuie să facem și eu cred că singura șansă este să învingem. Altfel nu există viitor cu așa ceva. Deci asta este o mafie, nu poți să-i spui. Este o speluncă umană. Gândiți-vă că, să zic așa, corupția aici se numără pe câțiva lei, pe trei mrene și un clan. Mă auzi, Gigi? Da, vă aud un pic mai rău. Mai multe detalii despre această poveste, pentru că ea nu s-a terminat doar aici, puteți găsi pe pagina mea de Facebook, unde am scris un fel de articol, ca să zic așa, intitulat Abuzuri ale APA și AJVPSR-a. Okay. Deci acolo sunt date concrete, poze de la fața locului, despre acea zonă de, să zicem, cruțare, zonă care de fapt nici măcar nu-i pomenită în vreun ordin de ministru, așa cum cere legea, și prin care pur și simplu toți pescarii sunt băgați în aceeași oală. Deci pentru că nu sunt în stare autoritățile să țină sub control o zonă aflată la mică distanță, chiar de sediul AJVPS și de sediul ANPA, pur și simplu bagă toți pescarii în aceeași oală. Acesta e lucru care m-a revoltat pe mine foarte mult. Înțeleg. Și din această cauză am scris care este de fapt situația acolo la fața locului. Am înțeles. Gigi, nu știu dacă m-auzi foarte bine. Spune-mi, ai primit amenințări, nu? Așa este? Da, este adevărat, în urma publicării pe Facebook a acelui articol și a acelor poze care includ chiar inclusiv procesul verbal pe care l-a primit din partea jandarmeriei amicul meu, m-am întâlnit personal din întâmplare cu domnul Nicoroiu și m-a amenințat cu privire la fapta
zic așa, în ghilimele pe care am făcut-o. Uh-huh. M-am amenințat spunând că las că ne întâlnim noi, că prinde un control, ceva de genul. Am înțeles. Dânsul este agent la ce? La AMPA? Unde? Nu știu. Poftim? Alo? Alo? Da, te aud. Spune. Da, foarte rău. Da. Deci este agent AMPA, e AGVPS-ul. Ce reprezintă el acolo? Domnul Micuroi este reprezentantul local al ANPA Arad. Ok, am înțeles. La dumnealui merg pescarii pentru a viza permisele. Mă refer la cei independenți care nu sunt suficiși în vreo asociație. Deci, și tot dumnealui ar trebui să conducă acțiunile de braconaj împreună cu reprezentanții asociației care are în administrare apa respectivă, adică AGVPS Arad. Am înțeles, Gigi. Îți mulțumesc foarte mult pentru mărturia ta, ca să zic așa, de la fața locului. Pescarii, iată că au probleme. Au probleme pentru că Agenția Națională de Piscicultură și Acvacultură, care este ultima ei titulatură, da, în loc să ajute pescarii să facă față acestui flagel care se numește braconaj, ei amenință pescarii să-și vadă de treaba lor, să-i lase pe braconieri în pace, cu alte cuvinte. Deci nu sunt simțiți. Mie mi se pare, eu nu zic că domnul acela, Nicoresu, acum îl cheamă, este împreună cu braconierii. Dar atitudinea asta, poate că el nu vrea să-și bată capul, are alte chestii de făcut, nu? Și nu-l interesează că-s braconieri. Și vine un pescar care, cum să spun, complică un pic lucrurile, pentru că vine și zice, domnule, ce faceți cu braconieri? Știi ce? Hai, stai tu liniștit, nu-ți bate capul cu asta. Vreau să spun ceva despre AGVPS și ANPA. Da. Deci ANPA, într-adevăr, ca pescar nu le simțim prezența. Da. N-am văzut nicio acțiune a lor măreață. Păi n-au nicio acțiune. N-au nicio popular, descindere. N-au doar emit niște iar permise. Pescarilor vreau să le spun ceva despre AGVPS. Pot să mă dea în judecată oricând. Ceea ce spun, o trăim zilnic. Da. În viziunea mea, AGVPS, care zisă filiala, în argou pescarilor, a rămas o simplă asociație de pescuiți și vânători, care nu mai are atribuții de sancționare. Da, asta nu, ei pot spune că nu e vina lor, este... Ei, de acord. Legea care nu le dar mai dă vreau să le aduc o critică. Da, spune. Nu spun că nu există și oameni în AGVPS, dar sunt prea puțini care n-ar fi fost dedicați. Care nu mai au atribuții de sancționare. Am înțeles. Ei au rămas o simplă asociație de pescari și vânători. Deci nu ești obligat să fii membru la AGVPS și la nicio asociație de pescuit în România pentru a putea pescui sportiv. Este de ajuns permisul, taxa de permis, ANPA, chiar și simplu bon, chiar dacă nu-ți ai cardul, dar dovada plății făcută în contul ANPA. Ștefan, eu am înțeles asta, dar permisul ăla nu rezolvă nimic, pentru că cu permisul ăla mor de gât cu braconierul, pentru că permisul ăla nu-ți dă niciun drept, să fie clar, nu-ți dă niciun drept atâta timp cât în fața ta e un braconier care face praf. Desigur, dacă... Desigur, știu acest lucru, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne resemnăm. Exact. Vreau să spun că o să urmărim un material făcut chiar de voi. Da. O să-l auzim, o să fim și cu sunetul de la fața locului, ca să ne dăm mai bine seama despre ce este vorba, în ce lume intrăm acum. Da. Vă rog, regia, să vedem imaginea. Ia uite, doi. Ia cheile și blochează ușa. Ia cheile și blochează ușa. Am chemat poliția, ești cu plasele. Ești cu plasele, uite-ți plasele. Bă, am pus eu una pe tine. Nu mă interesează, poți să și dai în mine, nicio problemă. Frumos. Poți să și dai în mine, nu mă interesează. Frumos, să-mi dai drumul. Așa. Da? Nu mă interesează. Te rog frumos, dă-mi drum. Hai, încearcă să mă atingi, eu nu te-am lovit, da? Frate, nici nu te-am lovit, dă drum la nicio problemă. Băi, frate, îmi dai drumul sau nu? Ia. Te rog frumos. Băi. Te rog frumos. Țin, mă, uite acolo.
Băi, așa, pune mâna și dă coale, hai. Lasă-mă, mă, să trăim, că pune mâna, lasă plasele, măcar. Mă, lași. Dacă nu lași plasele, nu pleci. Nu las, mă, nimic, mă, lași. Dacă nu lași plasele, nu pleci. Băieți, hai încoa. Mamă, stai că dă telefon. Dă telefon la cine vrei. Cheamă pe cine vrei. Cheamă și pe Gicu, vine și jandarmerie. Gicu, nu, pe Gicu, pe domnul comandant. Cheamă-l pe domnul comandant. E bine că i-ai pronunțat numele. Ești prieten cu el? Băi, lăsați-o, mă. Nu mă interesează. Cheamă pe cine vrei. Nu, lasă plasele, am zis. Uite pe valea, uite plasele. Nu mă interesează, frate mea. Îți dau și numele, îți dau tot, ne întâlnim la judecat. Arată buletinul și ne întâlnim la judecat, hai. Cum adică? De unde buletin? Ei, atunci nu. Ia hai încoace, mă. Lasă astea aici. Băi, frate, mă, lași, mă, mâncați și plata în pace. Lasă astea aici. De ce? Alexe, dă-mi telefonul. Băi, frate, lasă-mă, mâncați. Nu, 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 lasă plasele, frate. Frate, lasă plasele. Nu las, mă, nicio plasă. Eu spun de bine, lasă-le aici, treaba ta. Aoleu. Băi, un cățel. Frate, poți să dai, faci ce vrei. Lasă-mă, un cățel. Lasă plasele. Că ajunge astea plase. Lasă-le pe toate. Nu, nu, lasă plasele, lasă și barca. Nu, nicio problemă că e poliția pe drum. Mai dă telefonul să-i grăbesc o dată. Lasă, lasă barca. Am ia deschide mai aia. Deschide aia. Bă, nici până aici, gata. Nu, nu, nu. Deschide aia. Lasă-i, mă, lasă-i barca. Nu o lasă de bună voie. Nu o lasă. Deschide-i, mă, plasele. Am. Ia plasele. Deschide plasele. Am vorbit așa să-mi dai plasele. Barca nu ți-o dau, că nu e a mea. Nu, nu, nu. Băi, șefule, nu. Bă, unde dau atâtea milioane, mâncați? Nu mă interesează. Am, mă, lași. O să și o revendice ăla care zice că ți-a dat copilul, știu pentru ce ți-o dă. Ți-a dat plasele, da? Nu există. Mamă, mă, lași că sar în gârlă. Frate, poți să sari în gârlă. Te-am pe card și dacă se rupe camera de filmat, ești pe card. Mamă, firea și camera, dreacu. Ia, da. Ia, uite-le. Mamă, mâncați aici plata, mă, lași, mă-mi pace. Lasă barca. E bun folosit la infracțiune, ești obligat să-l predai. Se confiscă ăla. Ia, uite-l, vrea să arunce pește. Alo? Ștefan, aici am văzut un bondar care are aspect de albină și vrea să păcălească Carășiac. Acolo este un comandant de poliție. Din păcate, lucrurile astea se întâmplă chiar în realitate. Nu vorbesc de asta, asta e reală. Dar telefoane date la comandanți și la tot felul de politicieni, chiar de jos din barcă de acolo, de la nivelul braconierului de rând, sunt destul de frecvente, iar în Delta Dunării chiar sunt foarte multe, pentru că și eu am fost martor la așa ceva, când un polițist a oprit un braconier electric și el a dat telefon undeva foarte, foarte sus la București. Spune-mi, în câteva cuvinte, braconierul de tipul ăsta, văd că totuși poate fi intimidat, este? Am fost mulți. Erau, de exemplu, o descindere, acolo am fost 15 persoane. Trei mașini ne împărțisem pe bărți și ne anunțam. Aici am venit în fugă anunțându-mă, vino repede că îl scăpăm. Ieșea de papă. Prietenii noștri de pe chat spun, e filmare veche, într-adevăr, este o filmare mai veche, dar eu e cred că merită să o revedem, pentru că este semnificativă și probabil că sunt mulți alții care n-au dat de ea pe net. O să rog, de asemenea, regia să intrăm în legătură cu Bacăul, acolo unde avem o legătură cu cei de la Centrul Regional Ecologic Crebacău, domnul Grit cu Gabriel. Așa, nu, este vorba de Vali, să mă ajute cei din Vali și mai cum? Balaș, Vali Balaș, așa este. Am vorbit în seara asta doar o dată cu dânsul și de-aia n-am reținut numele exact. Haideți să vedem, poate avem legătura, pentru că ăsta e un exemplu în care oamenii chiar s-au organizat într-o structură oficială. Da, da? Au personalitate au juridică. Personalitate juridică. Da? Regia, avem un a răspuns? Alo? Alo?
Alo? Alo, vă salut! Bine ați venit la noi aici, la PVTV, în direct. Mă auziți? Alo, bună seara, vă salut! Vă salut! Spuneți-mi, vă rog, care este experiența dumneavoastră în combaterea braconajului? Domnul Moședescu, vă aud foarte, foarte prost. Am înțeles. Știți care este rugămintea mea? Rugămintea mea este să eu nu vă mai întreb, dar dați-i drumul, spuneți-ne exact care sunt problemele de care v-ați lovit. Îmi pare rău, nu vă aud deloc. Din păcate avem aceeași problemă. N-am pot să vorbesc, da, cunosc. Da, da. Le cunosc activitatea celor de la CREBACău, Centrul Regional de Ecologie. Uh-huh. Ei au personalitate juridică și noi am putea să avem, pot să fac oricând un statut și să complinez formalitățile care le solicită legea. Au o bază, știu că au bărci, au motoare. Iau un braconaj foarte dezvoltat. Acolo sunt foarte mari baraje, galbeni, păsiret. S-a scut, nu știu exact, dar au o rețea hidrografică importantă. Pe acele lacuri chiar s-a scris, se poate scrie o carte despre istoria braconajului. Da. Cred că au avut și incidente foarte neplăcute. Am înțeles că pe la lacul galben au fost loviți un om, nu știu. Îl apreciez pe domnul Gritcu, nu-l cunosc personal. Asta iarnă la un moment dat l-am sunat, era foarte ocupat. Era implicat în dezăpeziri, a ajutat oamenii înzăpeziți în sate și într ajutorare. Au activitate frumoasă, Doamne ajută. Dacă ar fi baza legală în fiecare, e slabă, nu se simte intervenția autorităților. Deci dacă ar fi în fiecare județ măcar o astfel de organizație, eu vorbesc, atenție, doar din punct de vedere pescăresc, da? Nu discutăm altceva. Lucrurile ar fi cu totul altfel, pentru că ceea ce trebuie să înțelegem noi este că o parte din vină este și a noastră, că se întâmplă așa, pentru că am fost obișnuiți să vină altcineva să rezolve lucrurile în locul nostru. E, uite că am ajuns acum cu cuțitul la os. Noi care umblăm prin România profundă știm exact cât de jos s-a ajuns astăzi în materie de potențial piscicol pe ape publice. Agenția Națională, îmi pare rău, trebuie să o spun, este absolut inutilă. În condițiile astea nu are rol decât de a mai capta niște fonduri europene, pentru că în rest nu are niciun fel de atribuție reală în teren. Asta vă poate spune orice pescar care cumpără un permis practic inutil de la această agenție. Ștefan, tu spuneai nu că un ONG îți dă putere. Îți dă putere pentru că ai reprezentativitate juridică. Este? Sigur. Chiar și simplu fapt, de multe ori polițiștii ne întreabă, sunteți cumva de la organizație cu ceva cu antibraconajul? No. Contează. Ei se mișcă mai greu, adică ai mai multă greutate când spui că ești la organizație decât dacă spui, nu domnule, sunt un simplu cetățean și exercit nu dreptul, chiar obligația să sesizez când observă că se produce o infracțiune. Sigur. Vreau să spun așa, singura șansă ca să facem ceva împotriva braconajului nu poate să vină decât la societatea civilă, partea pescarilor, de la asociații. Părerea mea, să se unească, să se carteleze, orice termen puteți folosi, sub o formă de organizare, Federația Română de Pescuit. Da. Pentru că Federația Română este asimilată unei autorități, federația, structura de federație. Și vreau să spun că pot să încerce pentru a modifica o lege organică sau a putea propune o lege, trebuie 5.000 de semnături. Sau un parlamentar care să se ducă să o înainteze. Ca federație, imaginea ar putea căpăta treptat amploare, respect, de plăcere, de antipatie, dar ar putea să devină ceva temut de braconier și respectat de autorități. Vreau să spun că ar putea să intre în marea familie europeană a celor care se ocupă cu protecția mediului. Uniunea Europeană dă foarte mare importanță. Pot să acceseze fonduri. Uite, aici văd pentru proiectele în mediu. Da, acolo am arătat, a fost o acțiune, am făcut un colaj. Noi facem mai multe, nu putem. Da. Scoatem unuia parașutul și zicem, rupe-o dacă nu te filmăm, tot așa.
Da, zecește erau astăzi, în seara asta, chiar aici, ce nu înțeleg în mijlocul pe... Bucureștiului. Dacă există vreun jandarm, vreun polițist, vreun om care are legătură cu autoritatea statului. Dacă ați cere concursul jandarmeriei, pentru că aveți aparența, și nu aparența, unui post serios de televiziune. Cred că, pentru că legea e atât de simplă, dar nu s-a aplicat, solicii jandarmerii, dăm și mie doi jandarmi să amendez 50 de pescari cu parașuta, obiectul acela din monofilament. Ați s-ar obține, pentru că legea e clară. Păi nu, da, mie mi se pare absurd. Și amenzile sunt consistente. Deci sunt de la 6.000 la 10.000 de lei. Deci 6.000 de lei? Ce, că sunt cu parașuta? Da, 6.000 de lei. Următoarele fapte constituie infracțiuni, sancționează cu amendă la 6.000 la 10.000 și interzicerea dreptului de a pescui pe perioadă, dar sunt mai multe, da? Una din ele este utilizarea unetelor de plasă monofilament. Această invenție groaznică, monofilamentul, nu contează mărimea lui, că are circumferința de 2 metri pătrați sau că are kilometri. E monofilament, e interzis de lege. De asemenea, la infracțiuni vreau să spun că intră și pescuitul cu tehnici de greblare, japă, cu ancore. Da. Deci există, scuze, sunt răcit tot hârâi, există bază, există, dar pentru aceasta trebuie câștigată treptat, câștigat respectul și pentru asta trebuie să apar, să spun, sunt de la Federația Română de Pescuit și atunci o să zic. Au oarecare compartiment juridic, au o reprezentativitate, reprezintă o parte destul de mare a societății civile. Mm. În România, după statistici neoficiale, sunt în jur de 1 milion de pescari. Că toți au internet. Da, sau așa, nu, așa e de ani de zile. Eu cred că acum sunt mai puțin, mulți au plecat pe afară. Dacă aș spune unui polițist, sunt la Federația Română de Pescuit. Da. În momentul în care descindem într-o acțiune de-a noastră, vreau să spun că n-aș mai sta atât de mult să-l lămuresc că trebuie să-și facă treaba. Sau să-i arăt că știu ce vorbesc și că nu pot fi indus în eroare. Pentru asta va trebui să-l invităm la un moment dat și pe domnul Ștefan Popescu să ne prezinte problemele astea legate, deci nu de competiție, ci probleme legate de combaterea braconajului, protecția mediului, protecția resursei piscicole, ce putere are federația, ce temei legale are să facă ordine în... Și hai să vedem, uite aici, eu o să spun un lucru care poate unora o să li se pară destul de deplasat, dar eu cred că federația ar putea avea la un moment dat și un corp de pază al ei, pisciculă, o pază pisciculă, pentru că statul român refuză de 24 de ani să formeze un corp de pază pisciculă. Am vorbit cu dânsul la telefon de nenumărător și dânsul își propune dacă va reuși și dacă va găsi sprijin să facă așa ceva. Vreau să spun că, dincolo de opoziții, antipatii, simpatii, suntem într-o situație atât de gravă. Nu este banală, cum cred alții, cu pescuitul și cu potențialul piscicol al țării. La fel și cu lemnul. Bogății cinegetice. Lemnul din păduri, suntem într-o situație atât de gravă încât... trebuie făcut ceva. Societatea civilă ar trebui să se strângă. Ar putea și pescarii la un loc să facă ceva pentru protecția mediului, alături de federație. Vreau să spun că o federație, dacă ar ajunge să fie respectată și să reprezintă un nume, un număr de cluburi, ar putea să ajungă, pot să spun așa, nu să bată cu pumnul în masă, dar ar putea ajunge să fie luată în seamă. Ar putea să se ducă să părască la pe superiorul superiorului, peste statul român, până la Uniunea Europeană pentru eventuale abuzuri. Cine aude, trebuie să audă. E atât de simplu. Și să ia în seamă. Avem, îmi spun în cască, avem încă un telefon. Să vedem dacă reușim cu telefonul, dacă nu... Bun, deci îl lăsăm să vorbească pentru că avem o problemă de aici, nu putem emite. Vă rog, vă ascult. Alo, bună seara. Bună seara. Auziți? Da, vă aud. Vă salut, domnule Molimos și pe domnul Ștefan Matei. Vă salut. Aș vrea să punctez câteva lucruri așa rapid, pentru că convorbirea nu e tocmai ok. Vis-a-vis de braconaj. Da, vă aud.
Se pare că l-am pierdut. Braconajul, da. Din păcate, nu mai e definit ca o prioritate pentru organele de control, da, din România. Corect, așa este. Iar organele de control de la bază, și aici vorbim de șefii de post, inspectoria NPA, chiar dacă deși ar dori să facă anumite chestii în acest sens, da, în păcate nu au sprijin mai departe. Însă, am înțeles. Vreau să punctez un aspect. Statul, în momentul de față, are capacitatea și resursele necesare pentru a contracara acest fenomen. Dar nu le vedem. Însă, din păcate, după cum se vede, lucrurile nu merg în direcția cea bună. Da. Cum credeți că avem șansa să schimbăm ceva? Șansa de a schimba ceva pleacă de la noi, da? Eu personal și nu numai eu, cred că toți pescari ar trebui să încerce să se organizeze în asociații de pescuit. Da. Vă aud, spuneți. Da. Mă mai auziți? Alo? Se pare că de data asta chiar s-a terminat cu semnul. Pot să vorbesc. Să pierde semnalul. Da, spune, bă, Ștefan. Din discuțiile avute cu domnul Gabriel Grigscu, și îmi permis să vorbesc numele lui, pentru că... Acum la telefon era domnul Vali... Bun. Oprișa, sau... Este tot din Crei Bacău. Da, Bacău. Mi-au spus așa. La început ne-a mers foarte bine împotriva braconajului. Aveam sprijinul jandarmeriei. Colabora cu noi. La un moment dat am rămas să ne luptăm singur cu braconieri. Deci ăsta e un semnal clar. Autoritatea practic s-a retras. Da? Domnul de adineori. Da. Cred că a spus cu alte cuvinte aceeași idee ca și a mea. În momentul în care statul nu poate să se ia mai de ajutor, e depășit de situație, nu rămâne decât să încercăm să luăm în mână frâiele. Cred că mergea pe aceeași idee. Că trebuie o unitate a asociațiilor de pescari, o reprezentativitate, da, dreptul să ni le câștigăm singuri. Și vă dau exemplu aici ce îmi spunea un jandarm. Avem și, să zic, în gașca noastră, avem și jandarmi pescari care mi-au spus așa. Până acum niște ani, să vină o anume legislatură, nu fac politică, toate legislaturile se coclesc foarte repede. Făceam descinderi directe. Verificam, fără să fim întrebați, solicitați. Se zice că poliția are atribuția de previne, iar jandarmeria are atribuția de restabilește. Da. Când nu mai face față poliția. E, atribuția asta de previne a fost retrasă sau minimalizată către jandarmerie. Există atâta jandarmerie, mă duc la instanțe, 7 jandarmi păzesc o intrare de instanță, care e scoasă la demonstrații. Dar odată la 2 săptămâni, dacă ar ieși pe malul apelor și ca figurație, tot ar valora acest știți, lucru. Vă spun eu de ce, pentru că sunt obosiți dacă... Să duc la demonstrații, la de-astea, adică... Toate defrișările, devalizările, ardeal, păduri, da, hectare, da, întregi, da, de pădure. Vreau să spun atâta, dacă 2 săptămâni, 2-3 echipaje de jandarmi ar patrula acele zone, i-ar falimenta. Corect, așa dar este. Dar îmi spunea un jandarm din băieții ăștia pescari, că suntem pestriți, avem pescari din toate... Ieri am fost cu un director la o ieșire, un director de școală. Deci nu sunt toți, da, numai, da, grataragi. Și mi-a spus așa, ne-aduc aminte, când vedeam că urcă în deal mașina încărcată în munte, fugea în pantă cu lemne, îi ziceam polițistul local, uite că mașina se făcea că nu vede, se ducea cu spatele unde că nu văd, dădeam cu el de pământ, fugeam cu hârbul nostru de dace, în pantă reușeam să-l prindem, să-l ajungem pe ăla din urmă, pentru că era atât, da, de încărcat cum m-a urcat. Și până noi puneam automat un geam, nu mai oprea.
Deci, în momentul în care s-a retras controlele jandarmeriei, s-a terminat. Pentru că, eu vă mai spun, există riscul, dacă noi o continuăm așa, în câțiva ani, să nu se mai poată face ordine în țara asta pe ape și în zonele astea mai puțin populate decât cu mitraliera, pentru că ei consideră că este dreptul lor natural, dreptul lor firesc să jefuiască, să taie copacii, să plece cu peștele acasă. Și de deci, asta zic eu, scuză-mă, vă spun lucrul ăsta pentru că am observat și în Delta, de pildă, după ani de zile, zeci de ani de braconaj, braconajul a devenit o activitate locală, universală. Acum, dacă te duci în Delta și tai braconajul, va fi o mare problemă socială pentru că oamenii trăiesc din braconaj. Ceea ce puțin știu este foarte că mulți. Braconajul în Delta este organizat de București. Asta e clar că marele braconaj, lăsând localnici care mulți nu se mai mulțumesc și vor să-și ia bărți, să-și facă pensiuni. Da. Da. Braconajul este organizat, pleacă de la București. Vreau să mai spun încă o chestie. Și o să trească să ne cam. Și pentru pentru aceea trebuie o federație. Nu militez pentru o federație, dar oricum mai rău de atât nu poate să fie. Mai nociv n-are cum să fie. Dacă va fi ceva cu un regim transparent în care fiecare poate să-și pună punctul de vedere, se voteze un regulament, eu cred că ar putea să rezist o asemenea federație să fie apolitică, nemercantilă. Da, da, da. Cu marile concesiuni. Bitner deținea Razelm Golovița. Cu ce mă spuneau? Avem? Sub regimul Adrian Năstase. Niciunul nu e mai bun. Da. Care a fost președinte onorific la vânători. Da. AJVPS. Corect. Așa este. Repet, AJVPS-ul nu e mai decât o simplă asociație de pescari. Nu poate să vă sancționeze decât avem poliția. Avem imagini dintr-o acțiune de noapte aici. Hai, spune. Da, nu poate să vă sancționeze decât poliția. AJVPS-ul vă induce în eroare, nu-și merită contribuția. Contribuțiile pescarilor nu se văd decât în fondurile de vânătoare. Bitner deținea roșu-roșuleț, vorbesc de marele braconaj și îmi spuneau pescarii, nu mai putem să pescuim. Tot peștele care îl prindem că braconăm sau nu, trebuie să-l vindem la oamenii lui, la prețul impus de noi. Vântul deținea, pusese mâna pe roșu-roșuleț, complexul OJT de la Roșu-Roșuleț, marile concesiuni, trebuie să se lupte și împotriva marilor concesiuni. Da. Vreau să vă dau un exemplu. În momentul acesta, barajul Mihăilești, îmi spun prieteni pescari, am fost și eu, am pescuit, ieri aveam niște prieteni pe baraj la Mihăilești. Domnule, au intrat și lângă noi când pescuiam, erau oamenii locului pentru că ne-au solicitat taxa. Da. 500.000 vechi de barcă. Au întins în fața noastră 12 saci de plasă, o barcă de fibră. Pescuind, e clar că nu erau braconieri, pescuind în zona unde au ei ghereta, un loc numit, nu-mi vine pe limbă, au amplasat niște instalații plutitoare. Okay. Da. Vreau să spun așa, și vreau să spun că există, de-aia trebuie o federație care să verifice, să ne prețe. Înțeles. În magazinele de pescuit la Mihăilești, mi-au spus pescari, magazin al lacului, să zic așa, se găsesc strapazani, mârlițe, pești sub dimensiunea legală. Legea pescuitului și acvaculturii e atât de clară, se sancționează și acest lucru. Am înțeles. Că nu poți vinde pește, dar ANP-ul nu se vende nici măcar în piețele de pește. Scuză-mă, de ce ai pui de șală cât pixul? Tragedia noastră este că nu se vede nici acolo autoritatea. Nici acolo, evident, nu se vede nici măcar într-o piață ordinară de pește. De ce ai pești cât pixul? Tragedia pescarilor din România este asta. Agenția Națională care trebuie să se ocupe cu resursa piscicolă nu se ocupă cu resursa piscicolă, ci cu fonduri europene, cu alte treburi, dar e nici atât. Dezastru. Nu sunt în stare nici să absorbă fondurile. Nici măcar atât. Doi la mână, organele abilitate de lege nu mai intervin pentru că sunt ordine sau poate că sunt la nivel local niște mușamalizări. 3. Spunea cineva aici că se face oarecum, ca să zic, campanie electorală lui Ștefan Popescu. Nu. Este o idee legată de puterea pe care o poate avea o federație. Vă spun sincer, iată o altă dramă a pescuitului în România. Avem o federație care stă în stadiu de proiect. Avem un AGVPS care nu știu nici eu ce mai e, nici ei nu cred că mai știu ce.
o agenție care nu face nimic și o autoritate a statului care pur și simplu s-a spulberat la nivelul României profunde. Scuză-mă un pic, Ștefan, da. Și cu asta termin. Spunea aici domnul Valentin Balaș. N-a mai putut să intre telefonic în legătură cu noi, dar ne-a transmis un mesaj. Bună seara, am încercat să luăm legătura telefonic. Nu am reușit să ne auzim, însă doresc să punctez anumite aspecte vis-a-vis de tema emisiunii noastre. Pescarii se pot implica eficient în structuri, în asociații, cluburi sportive. Important este să existe cât mai multe structuri de acest fel, care să administreze zone de pescuit bine definite. Lucrurile se cam întâmplă așa, dar după cum vedem, ne limităm la emite doar niște cartoane, niște permise. În fine, ce mai zice aici este că, o secundă numai, pe aceste zone să se organizeze paza cu ajutorul membrilor pescari, acțiuni de combatere a braconajului, populări, ecologizare. Asta încearcă să facă și domnul Ștefan Matei. Dar și acum o să te las. Nu este de ajuns. Nu este de ajuns dacă aceste activități sunt punctuale. Noi toți trebuie să facem treaba asta, trebuie să venim cu o forță la nivel național. Spune Ștefan. Vreau să spun atâta. Dacă ar exista o latură a unei federații, să nu zic că lumea că am un fix, tot îi dau cu federația. Federația este necesară. Bun, la ora asta avem ministerul la mine în județ, nu de exemplu. La mine în județ. Da. Vreau să spun, ca să faci treabă, nici nu-ți trebuie mare număr de pescari. Mi-era ușor să am 30 de membri, suntem mai mulți oricum. 5. Azi nu pot eu, mâine poți tu. Ia du-te, ia vezi. Ia cheamă. Dar aveam aparența unei oficialități. Am înțeles. Deci, ia du-te, cheamă polițistul. Ia-l cu tine într-un protocol. Ia solicită-i. Ia du-te în piață și sesizează-l pe ăla. Băi, vezi că vinde pui de șalău cât pixul, sub limita legală. Ar fi fost atât de ușor. Ștefan, eu spun așa. Dacă un pescar, așa cum este domnul Gheorghe Șemlecan, care a încercat să oprească niște braconieri de câteva ori, singur, se adună cu mai mulți pescari de genul ăsta și fac întâi un grup de inițiativă, după care găsesc un alt grup de pescari care reușesc să se înscrie la un tribunal ca un ONG. Da? Sigur. Puterea e mult mai mare. Dacă aceste ONG-uri la nivelul țării își coordonează mișcările, atunci, într-adevăr, braconajul s-ar putea să aibă o problemă în România. Până atunci, ne vom uita la jandarmerie, la poliție, care nu-și face treaba, decât în anumite zone, drept câteva exemple în care jandarmii au intervenit. Are și o formă de organizare care n-ar putea să le mai fie indiferent autorităților, care ar putea evident să propună proiecte evident de lege. Trebuie să nu uităm că și suntem un milion de pescari, care reprezintă o forță electorală până la urmă. Hai să zic, dintr-o mie, exact, numai, 500, vot. Numai 500 de mii conștientizează treaba asta, dar fraților, 500, pentru 500 de mii de băieți care votează, eu cred că există politicieni care și-ar da și o mână la un moment dat. Știți ce zic pescarii? Cât e ANP-ul, permisul? 30 de lei. Domnule, dacă ar fi ceva și aș vedea că ies și eu odată măcar de două ori pe săptămână, le-aș da 60 de lei permis. Ok, așa este, așa este. Deocamdată nu vedem nimic. Spunea cineva hâtru aici pe chat-ul ăsta că mai bine facem un campionat național de pescuit la parașută pentru că sunt mai mulți decât noi pescarii sportivi. E râsul plânsul, cu siguranță că sunt mai mulți care pescuiesc așa în toată țara, însă nu ei sunt, atenție, nu ei sunt viitorul acestui pescuit, ci noi. Deci noi trebuie să avem forța să luptăm împotriva acestor indivizi care nu au nicio legătură cu pescuitul. Vreau să spun atâta. Pescarii produc mai mult venit unei țări, efectiv prin cumpărăturile lor, decât declară venituri cei care au ape concesionate și le spoliază continuu. Așa și este. Așa și este. Nu sunt de acord cu concesionarul cursuri naturale. Sunt de acord concesionare piscicultură în lacuri, dar nu pe râuri gen Siret, Argeș, etc. Bineînțeles că pește, să știți că nu se mănâncă. Peștele se repopulează foarte repede. În Franța nu se mănâncă pește din Sena și nici... mănâncă cine vrea, prin și mănânci tu acasă, dar nu o să-l vedeți în supermarketuri
pește din Sena sau din Tamisa sau de din Rin. De aceea în Occident prinzi pește și păstrăvi pe orice canal de irigație. Evident, că e pește că nu-l mănâncă băieții cu parașute și cu prostovol. Încheiem aici, din păcate am și depășit ceva peste grila noastră de program, însă nu e nimic, dacă am avut de discutat ceva, a meritat tot efortul ăsta să mergem mai departe cu emisiunea. Eu vă mulțumesc, îți mulțumesc și vă ție, mulțumesc, Ștefan. Doamne ajută, și vă sunt mulțumesc onorat și vouă, dragi prieteni pescari, că ați fost alături de noi în seara asta, online, live, și vă asigur că data viitoare vom avea discuții cel puțin la fel de interesante. Nu închei înainte să vă spun că mi-a venit o veste foarte importantă de la Ministerul Mediului. Astăzi lucrările de microhidrocentrale pe râurile care se află în arii protejate au fost sistate. Este adevărat, lupta continuă pentru că avem multe alte râuri în țara asta, râuri sigur, superbe, care vor fi distruse. Le-au captat și au omorât văi întregi. Și vorbesc de râuri care nu sunt în zone protejate și eu cred că România merită să aibă râuri de munte și acolo unde nu sunt arii protejate. Da? Eu vreau să spun atâta. AMPA n-a ridicat un deget împotriva nimic. Se duc la, pentru un salariu, atât. Împotriva căsăpirii populației de salmonide din România. Prin aceste microhidrocentrale care, atenție, sunt o alternativă ecologică, nu? Zic ei. În Occident distrug digurile microhidrocentralele, am văzut, e plin internetul de filmulețe, distrug digurile ca să repermită reintrarea râurilor naturale în cursul lor. Probabil că va trebui și noi să distrugem, și migrația salmonidelor, să distrugem văile ca să ajungem la mintea cea de pe urmă când vom distruge microhidrocentralele. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Rămâneți și săptămâna viitoare cu noi, pentru că la ora 7, marți, spinningul merge mai departe.